Salut! Sunt Octav, am 23 de ani și mă dau pe BMX. BMX înseamnă o bicicletă curată de 20 de inci, creată pentru sport extrem. Unde s-a manifestat BMX-ul ca sport urban prima dată? A apărut în America și a evoluat din curse, practic, biciclete pentru copii, aproximativ. Și cu timpul s-a întins și pe străzi și au mers în paralel cu skateboarding-ul. În țară unde sau cum, în ce manieră a luat amploare sportul ăsta? Primii rideri de BMX au apărut acum destul de mult timp, dar amploare serioasă a luat în ultimii 4 ani, 5 ani poate. Timp în care chiar s-au înmulțit BMX-urile și acum chiar sunt peste tot. Tu cum te-ai apucat de treaba asta cu BMX-ul? Acum câțiva, aproximativ 4-5 ani, m-am dat pe mountain bike. Și după ce am distrus bicicleta respectivă, m-am gândit să încerc BMX. Deși nu era foarte la mod, sau mă, da, e o mod. Da, și la plăcut ce am rămas la BMX, m-am mai găsit în el și îmi place. Incidentele plăcute? Ai avut parte? Da, am avut niște entorse consecutive la ambele glezne, câte una pe ană. Întâmplări amuzante măcar? Întâmplări amuzante? De obicei când ies totul, nu neapărat amuzant, dar distractiv și asta e ideea, să fie distractiv. Lucruri amuzante, nu știu ce să zic. Îmi place să sar peste lesele câinilor, lesele extensibile. Da. Când stăpânul nu e atent și nici câinele nu e atent, mă rog, dacă mă grăbesc, e așa, ca un fel de glumă. Sau peste diferite bagaje pe care le lasă oamenii în drum. Locații în București sunt destule care să satisfacă toate nevoile pentru BMX? Sunt destule, dar trebuie să improvizezi. Adică, când găsești un set de scări, să fie în area mea de posibilități, e foarte ok să mă dau acolo. Nu știu, mie personal îmi place să improvizez și să văd într-un loc, să văd un loc de dat într-un loc unde altcineva n-ar vedea un loc de dat. O locație optimă, cum ai vedea-o? Un skatepark indoor, adică acoperit, un spațiu închis, cât se poate de mare și cât se poate de multe elemente din toate. Există anumite elemente indispensabile pentru a practica BMX-ul? Da, bicicleta și plăcerea de a te da. Mulțumesc!